În preajma sărbătorii Unirii Mici, noi încercăm să aducem la Focșani artiști importanți, artiști care să bucure iubitorii de frumos ai orașului nostru și nu noi. Anul trecut, ca și anul ăsta de altfel, ne-am propus ca cei chemați în Simpozionul Național de Artă Contemporană de la Lipșa să fie prezent și pe Simeze cu ocazia Zilei Unirii. Și sunt prezenți pe Simeze 10 artiști care au participat la tabăra de la Lipșa, 6 pictori și 4 sculptori, și eu care sunt organizator, dar n-am participat la simpozion decât m-am chinuit să-i adun pe artiști și să fiu alături de ei. Vă anunț că expoziția va fi itinerată în februarie la galeriile Căminul Artii din București, iar în aprilie la Muzeul Național de Artă al Moldovei. Cu aceste ieșiri în natură a început arta modernă. La Barbizon, la Fontainebleau, artiștii mergeau să reia în posesie natura lor, pentru că mai multe decenii de artă academistă îi îndepărtase de natură, de pulsul viu al naturii. Și simțeau nevoia să reia în stăpânire această natură. Natura care, spre care se îndrepta artistul impresionist era privită cu aceeași perspectivă renascentistă. Adică el vrea să ia în stăpânire ceea ce vede, nemijlocit. Încă un artist din epocă, Cézanne, îi îndemna pe artiști să părăsească, recunoștea că muzeul, că Louvre-ul simbolic ne educă arta, dar trebuie să mergem în natură, să simțim pulsul viu al naturii. El însuși descoperea perspectiva tehnică care îmbogățea perspectiva asupra lumii cu o privire care nu însemna numai privirea liniară dintr-un punct fix și cu un singur ochi, care era perspectiva albertiană. Artistul care astăzi se îndreaptă spre natură vine cu o asemenea bogăție de perspective, de orizonturi, de descoperiri pe care artistul le-a făcut între timp. Dar actualitatea gestului său, a plecării spre realitate, crește cu atât mai mult. Mereu și mereu trebuie să ne aplecăm asupra naturii, asupra acestei realități extraordinare care ne înconjoară. Artiștii reuniți în acest grup de început, deja tradiția stabilită la Focșani pentru spațiul de la Lipșa, vin într-adevăr cu preocupările lor care ating natura, dar numai prin filtrul deja instalat, așa cum spunea Constantin Brut, instalat de o tradiție culturală. Contactul cu natura nu mai poate fi spontan. O meditație destul de critică se adresează Mircea Roma Universului medieval și creștin. Aici, în expoziție, este prezentă o lucrare care nu a
face semnelul, din catalog, aluzii în catalog veți vedea o pietă cu o identitate declarată păgână, care de fapt este o plângere a eroului trecută prin sau restituită tuturor secolelor, fără o identificare clară într-o anumită secvență culturală. Trimiterea acestei figuri este mai ambiguă la un repertoriu cultural, dar este clar că doar limbajul este contemporan și el apelează o istorie culturală imprecisă. Titi Ceară se referă mai direct la arealul creștin, având două elemente din scenariul cristic, din scenariul sacrificial. Una este pogodârea de pe cruce, cealaltă este pieta. În maniera sa abruptă, el ne-a obișnuit cu generalul construcții din lemn brut, abia prelucrat. De data aceasta avem elemente mult mai grațios inserate în spațiu, mai minimale ca volume, dar cu o expresivitate accentuată, cu un expresionism accentuat. Înaintând în memoria culturală, autoportretul lui Valeriu Mladin, care studiază, sigur, portretul lui actual, cu o manieră postmodernă foarte precisă, cu o picturalitate care acumulează umbra, primit la traseu sotării acelui patrimoniu interior la care se referea domnul Cruz, dar care, de fapt, este un traseu mult mai vechi decât cel pe care perspectiva freudiană ni-l deschide. Și, într-un fel, referința este la autoportretele lui Rembrandt. Dar ele sunt făcute într-o manieră foarte actuală și discursul său este coerent și ca referință și ca actualitatea limbajului realist. Gennadie Jalbă. Fie că este vorba de natură moartă, fie că este vorba de grupajele de personaje, există o prelucrare picturală al unui fond foarte accentuat, realist, cu observație făcută minuțios și cu o vocație mimetică. O regăsim la Bilenebergul, într-un grupaj de 5 lucrări, care împreună construiesc o compoziție deschisă prin această penetrare în spațiu a cei la 5-a suprafețe, dar în același timp încărcate de o substanță cromatică foarte bogată, cu o picturalitate, aș spune, surprinzătoare chiar și în cazul său, care este picturat prin excelență. Și totdeauna am remarcat această vocație picturală. O lucrare de o densitate a structurii compoziționale dinamice și a substanței cromatice, cum spuneam, cu totul speciale. Avem un grupaj de artiști care nu sunt reuniți de o direcție tematologică precisă. Întâlnirea din tabără a fost liberă și colocvială și fiecare și-a expus în contextul unor, am spune, unei opinii generale despre locul artei în contextul contemporan, atât de dinamic și de dispuse sobre diverse disoluții ale nucleului de artisticitate, tocmai prin demonstrația de gravitate
este unul dintre evenimentele importante pe care s-a construit România modernă și faptul că este datorată, că este dedicată o expoziție de artă contemporană cu rădăcini în modernitate și, sigur, care trece dincolo de postmodernitate, este un omagiu, cred că, dintre cele mai importante.